Știți de unde vin cuvintele dialog, diacronic, diacon, diavol, diagonală, diametru, diafragmă, diagnostic, diaree, dializă, diabet? Din greaca veche. Și, după cum observați, toate au particula dia, care înseamnă prin, între, cu. Dialog. Dia logos. Prin cuvânt. Prin rațiune. Diacronic. Dia chronos. De-a lungul timpului. Prin timp. Prezentare diacronică. Prezentare de-a lungul timpului. Prin istorie. Prin evoluția istorică. Diacon, slujitorul Domnului, cel care servește, vine de la diacono, care înseamnă prin mișcare, prin accelerare, este cel care grăbește procesele. Diavol, diabolic, vine de la diabalo. Ce înseamnă diabalo? Înseamnă a arunca cu sulița, a lovi ținta și a despica ținta în două. Pentru că diavolul asta face, rupe legătura dintre om și Dumnezeu, îl separă pe om de Dumnezeu. De aici diabalo, prin aruncarea cu sulița, prin atingerea țintei și distrugerea țintei. Și, așa cum știți, B și V se mai schimbă între ele. Și de aici, de la diabalo, a apărut cuvântul diavol. Și apoi cuvintele diagonală și diametru, pe care le cunoaștem cu toții de la primele lecții de geometrie, vin, bineînțeles, tot din greaca veche. Diagonala vine de la diagonia, adică linia dreaptă care unește vârfurile opuse, unghiurile opuse. Gonia însemnând unghi, iar diametru este linia dreaptă care unește două puncte opuse de pe un cerc. Diametron, pentru că metron însemna măsurare. Și cum defineam noi cercul? Cum măsuram noi cercul? Atunci când îi știam diametru. Și apoi, foarte multe cuvinte din domeniul sănătății au și ele această particulă. Dia, diafragmă, adică mușchiul care separă toracele de abdomen. Vine tot din greaca veche, de la dia Freisen, care înseamnă a îngrădi, a baricada, a separa. De exemplu, diaree, diarein, prin curgere, dializă, dializa, prin dizolvare, prin slăbire, slăbirea concentrației toxinelor, diabet, diabeinen, pentru că este vorba tot de descrierea unui simptom aici, adică vechii greci au constatat că persoanele care se confruntă cu această afecțiune, diabetul, au o urinare excesivă. Trece apa cumva prin ele ca prin sită. Și asta însemna diabeinen, a trece ca prin sită, a trece prin. Pentru că, așa cum știți, diabetul nu este o boală modernă, nu este o boală nou apărută. Ea exista și în antichitate, atâta doar că astăzi incidența ei este mult mai mare. Exista și în antichitate și era numită diabetes. Ceva mai apoi i s-a adăugat și denumirea de mellitus, care înseamnă dulce ca mierea în latină. Diabetes mellitus, pentru că această afecțiune face ca urina persoanelor care se confruntă cu această afecțiune să fie dulce. Acesta a fost un mod prin care indienii și chinezii își dădeau seama de faptul că o persoană suferă de diabet. Faptul că urina persoanei respective atrăgea furnicile, atrăgea insectele. Și atunci ei trăgeau concluzia că persoana respectivă se confruntă cu această afecțiune. Plecând de la acest mod de diagnosticare al acestei afecțiuni, a apărut și numele afecțiunii. Mie mi se par foarte interesante toate aceste istorii, toate aceste etimologii. Cred că avem foarte multe de înțeles dacă le studiem. Și mi-am amintit de toate acestea cu ocazia realizării unei noi ediții a emisiunii Academia de Ayurveda. Așa cum știți, împreună cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în apifitoterapie și Ayurveda, realizez emisiunea Academia de Ayurveda, emisiune realizată cu sprijinul companiei Ayurmed. Și am discutat despre diabet și așa mi-am amintit cum am învățat etimologiile diferitelor cuvinte care încep cu particula dia în școală, la lecțiile de greacă veche, care, sincer, mie mi-au prins foarte bine. M-au învățat cine sunt și cine trebuie să fiu, ce vreau să devin. Dar, ca să revenim la etimologiile acestor
cuvinte care încep cu particula dia și în special la etimologia cuvântului diabet. Ceea ce vreau să spun este că vă invit cu tot dragul să urmăriți emisiunea Academia de Ayurveda, în care doamna dr. Carla Fabian ne-a prezentat plantele medicinale recomandate încă din antichitate pentru această afecțiune. De o parte din aceste plante medicinale, cu siguranță ați auzit. De altele veți afla pentru prima dată, pentru că sunt plante medicinale indiene. Dar, dincolo de toate aceste plante medicinale, este vorba și de modul în care ele sunt combinate. Pentru că, așa cum știți, Ayurveda combină plantele medicinale după anumite principii, după principii ayurvedice. Iar suplimentele companiei Ayurmed se remarcă tocmai prin aceste rețete ayurvedice, prin aceste rețete de combinare a plantelor medicinale. Și, bineînțeles, vă invit să descoperiți produsul Daitab. Este un produs care, bineînțeles, este recomandat diabeticilor, dar este recomandat și celor care sunt într-o fază care se numește de prediabet, celor care știu că sunt sedentari, celor care au luat mai multe kilograme în plus, celor care sunt pe un drum nu tocmai bun, pe un drum care ar putea să-i ducă la diabet dacă ei nu iau măsuri cât mai repede și măsuri puternice, astfel încât să stopeze această evoluție a organismului lor către această afecțiune. Este vorba de un produs care acționează pe mai multe direcții. Bineînțeles, ajută pancreasul în producția de insulină, dar ne ajută organismul și să metabolizăm mai repede dulciurile. Ne ajută și în metabolizarea lipidelor. Ne ajută și să nu ne mai fie atât de poftă de dulce. Aflați mai multe, după cum spuneam, de la doamna dr. Carla Fabian, urmărind emisiunea noastră Academia de Ayurveda, în care discutăm, bineînțeles, și despre analizele pe care trebuie să le facem într-o asemenea situație. Bineînțeles, este vorba de glicemie, de glicemie glicozilată, dar și de indicele HOMA. Este o analiză care arată rezistența la insulină și veți afla, urmărind emisiunea noastră, de ce trebuie să fim foarte atenți la acest aspect și de ce trebuie să ne facem această analiză. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți emisiunea Academia de Ayurveda și pentru că urmăriți și micile istorii, povești, legende, etimologii pe care îmi place să vi le spun, pentru că eu cred că avem foarte multe de învățat și de înțeles din toate acestea. Vă mulțumesc!